cazul în care astfel de proiecte se resping, există posibilitatea contestării acestei respingeri. Cum se face? Se și fac contestații de acest fel. De regulă, se fac la noi acum? Se fac, s-au făcut. Noi am făcut contestații pentru unii dintre beneficiarii noștri care nu s-au calificat din prima clipă și am câștigat. E mai complicat decât procesul? Nu este complicat, să știți. Nu este complicat absolut deloc ca procedură. Practic, în momentul în care se primește scrisoarea de refuz sau de prin care ești anunțat că nu te-ai calificat pentru finanțare, în mod normal ar trebui să se primească și punctajul și evaluările tuturor evaluatorilor implicați. Uneori nu se întâmplă asta, dar suntem îndreptățiți să le cerem și pe baza acestor evaluări contestăm, cel puțin noi așa am procedat, am contestat punctual fiecare observație la care ni s-a părut că nu era neapărat întemeiată sau că nu era suficient de importantă pentru a depuncta, pentru a duce la depunctarea proiectului. Contestația este reglementată, practic, dreptul la contestație este reglementat. Există un interval de contestare, nu se poate face forever, evident. Și care depinde de la caz la caz, pentru fiecare autoritate, pentru fiecare organism intermediar. Contestația se depune la aceeași autoritate la care s-a depus cererea de finanțare. Și în principiu e un document destul de simplu. Depinde de beneficiar cât de complicat îl face sau cât de complicat e nevoie să-l facă. Pentru că dacă are nevoie să aducă dovezi suplimentare sau, eu știu, argumentații mai ample, sigur că el crește ca dimensiuni. Nouă, de regulă, așa ni s-a întâmplat. Contestațiile au fost destul de ample. Dar poate de aceea am și câștigat puncte în plus. Dar există și experiențe negative. Acum, nici nu vreau. Am auzit suficient de mulți consultanți care au reclamat incorectitudini în autoritățile de management și e foarte posibil să fie așa. Mie mi-e greu să spun acest lucru pentru că noi nu am avut astfel de cazuri. Adică da, am fost depunctați sau am fost punctați mai puțin decât ne așteptam sau decât consideram că suntem îndreptățiți să primim, dar în urma contestațiilor ni s-a făcut dreptate. Poate că așa s-a întâmplat. S-a vorbit des de corupție și la nivelul ăsta. S-a vorbit des de corupție, da, și de mai multe ori am mai tot avut workshop-uri din acestea, s-au mai vorbit în conferințe despre experiența aceasta cu fondurile și mulți din cei din sală, aproape că primele întrebări pe care le pun sunt legate de ce șanse reale are un beneficiar care nu cunoaște pe nimeni, nu are bani de... Și câți bani trebuie să dai sau ce bani... primește. Da, exact, pentru a câștiga. Nu pot să mă pronunț în acest sens. Este foarte posibil să existe o anumită zonă gri în care, cel puțin într-un anumit procent, lucrurile se întâmplă astfel. Nu știu cazuri concrete. Sigur că zvonuri auzim cu toții, dar nu mi-ar plăcea să mă pronunț numai pe baza unor zvonuri.